Un nou scandal în sistemul sanitar din România. Zeci de medici oncologi din Transilvania sunt urmăriți penal de DNA pentru luare de mită. Aceștia au prescris anumite medicamente în schimbul unor vancațe exotice. 77 de medici oncologi din Transilvania și din capitală sunt acuzați de luare de mită. Medicii sunt bănuiți că ar fi acceptat excursii exotice în India, sponsorizate de o societate care comercializează medicamente din sfera oncologică. În schimbul excursiilor, medicii ar fi trebuit să prescrie pacienților medicamentele distribuite de această societate. Vacanțele au fost organizate sub pretextul unui congres internațional care urma să aibă loc în Bangalore, India. Însă medicii care au beneficiat de aceste excursii nu au fost interesați de partea profesională la acestora. Aceștia au efectuat doar formalitățile necesare care să ateste prezența lor la congres. Societatea a suportat toate cheltuielile cu transportul, cazarea, masa și excursii pentru medici în valoare de peste 520.000 de euro. Pentru a justifica aceste cheltuieli, societatea a încheiat contracte de sponsorizare cu medicii.